Haideți să vă prezint cel mai simplu chec, fără ouă, lapte și zahăr. O să avem nevoie de 10 curmale, le vom scoate sâmburii. Dacă nu vă plac curmalele, puteți să înlocuiți acestea cu altceva. După ce le-am scos sâmburii, le vom pune într-un mini tocător. Adăugăm o banană. Mai puteți adăuga mango dacă vă place. Vom pune mixul obținut într-un bol, unde adăugăm 80 de ml de ulei, esență de vanilie, vom pune și puțină sare, coajă de lămâie, apoi adăugăm 500 de ml de apă, incorporăm foarte bine totul, vom cerne 200 de grame de făină, vom pune un plic de praf de copt, amestecăm foarte bine, apoi într-o tavă de chec am pus hârtie de copt, am pus în tavă din mix mai mult de jumate, am păstrat doar puțin pentru a pune cacao. Adăugăm și 100 de grame de fructe de pădure. Sunt opționale, puteți să puneți nuci dacă nu vă plac. Apoi în mixul lăsat în bol adăugăm 2 linguri de cacao. Amestecăm. Vom adăuga ultimul mix deasupra. Apoi avem nevoie de o spatulă sau o lingură pentru a încorpora ambele. Am lăsat checul la cuptor la 180 de grade timp de 40 de minute. Trebuie să verificați cu o scobitoare. L-am lăsat să se răcească. Așa arată. După cum vedeți, nu este foarte greu de făcut și este o variantă mai sănătoasă. Dacă doriți deasupra, puteți să puneți puțin zahăr pudră doar pentru aspect. Apoi vom face secțiunea. Acesta este rezultatul final. Eu sper că v-a plăcut rețeta. Nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. Aștept părerile voastre în comentarii. Vă place această rețetă? Vă mulțumesc frumos pentru vizionare!